Mulțumim Domnului care ne-a iubit și astăzi și a îngăduit să fim aici împreună la slujbă divină și pentru asta merită să spunem cu toată adunarea, lăudat să fie Domnul. Am pe inimă să citesc un cuvânt din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 și până la versetul 18 inclusiv. Pagina Scripturii, 1160, dacă ați găsit cuvântul lui Dumnezeu, haideți cu atenție, cu toată bucuria să ascultăm împreună, așadar 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu fiți întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte, să spunem cu toții amin. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați acum. Sunt bucuros pentru că am ajuns la dumneavoastră, deși cu o mică întârziere. Un trafic infernal aici în București. Cred că fiecare meritați diplomă de supraviețuitor, de eroi. Nu cred că aș putea să mă adaptez la asemenea condiții. Dar până la urmă, cu o mică întârziere, am ajuns la dumneavoastră. După cum spunea Ionatan, nu sunt singur, sunt cu o parte a familiei, nu cu toată familia, sunt cu soția și cu fiica noastră cea mică, cu Naomi, pentru că mâine dimineață, dacă ne ajută Domnul, vom zbura la Cipru pentru prima dată. O comunitate de frați din zona Argetoaia, Filiaș, ne-au chemat, m-au invitat pentru evanghelizare și am spus să iau și soția împreună cu mine în această campanie de evanghelizare. Rugați-vă ca Domnul să fie cu noi, să ne însoțească și să putem să fim de folos. Dragii mei, traversăm niște vremuri extrem de grele, fără precedent, din foarte multe puncte de vedere. Așa după cum se prezenta aici, lumea asta se clatină, parcă din ce în ce mai mult, atâtea războaie, atâtea conflicte, atâtea lucruri care se întâmplă sub ochii noștri și toate semnele acestea au un mesaj extrem de clar: Maranata, așa după cum este numele bisericii dumneavoastră, Domnul nostru vine. Și noi spunem: vino Doamne Iisuse. De asemenea, foarte mulți bolnavi, ca niciodată bolnavi de cancer. Niciodată nu au fost atâtea cazuri, parcă este epidemie de cancer. Atâția bolnavi și foarte mulți tineri și soțiile celor doi slujitori, amintiți aici și fratele Beni, de curând am aflat că și fratele Cristi de la Ludești, îl puteți trece pe listă. Mi-aduc aminte că am slujit în vară împreună, în luna iulie, într-o localitate cu fratele Cristi. Nu părea
să fie nimic nepotrivit în trupul lui. Și când am auzit vestea asta, pur și simplu așa, parcă m-am întristat foarte mult. Și foarte mulți se întreabă de ce se întâmplă lucrurile astea. Cred că Dumnezeu își pregătește încet sfinții și îi mută la El. La vremurile care vor veni, cred că încet, încet Dumnezeu își pregătește sfinții și îi duce acasă. Pentru că, dragilor, venind spre dumneavoastră, gândindu-mă la zbor, la zborul ăsta pe care îl vom face mâine dimineață, m-am gândit că pentru orice zbor e necesară o pregătire. Și dacă ne zburăm ca să ne pregătim să zburăm când mergem într-o altă țară, și pentru țara de sus, pentru că și acolo vom zbura, trebuie să ne pregătim. Amin? Amin. Și am cântat în seara asta. Și o să ne uităm, sigur, și la zborul ăsta pe care îl efectuăm, cred că marea majoritate dintre voi, dacă nu chiar toți, a zburat cu avionul. Și o să ne uităm și în Scriptură, în cuvânt, să vedem cum arată pregătirea asta, ce înseamnă să fii pregătit pentru cel mai important zbor, zborul către cer. Pentru că nu poți ca să zbori dacă nu ești pregătit. Rămâi jos. Nu știm când va fi zborul acela, eu știu când am zborul, mâine la ora 7. Dar despre zborul ăsta nu știm. E posibil să fie la noapte. Dar e posibil să fie peste o lună, peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece. 100% zborul acesta se va produce. Și va fi așa la clipeală. Important e momentul acela, clipa aia, clipita aia, să ne găsească pe toți gata de zbor. Ovidiu Liteanu cânta o cântare, nu pierde zborul către cer. Nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Eu spun, Doamne ajută-ne! În primul rând, dragilor, prima condiție pentru zbor. Știți care e prima condiție pentru zbor? Să ai rezervare, numele tău să fie scris pe registru de zbor, pe tabelul de zbor. Dacă nu-i scris numele pe tabelul de zbor, nu zbori. Știți că există un tabel de zbor al cerurilor care se numește Cartea, cum? Vieții. O să vă citesc din Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și ne ducem la versetul 15, că aici ne interesează. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Dragilor, știți că numele care e scris în Cartea Vieții poate să fie și șters? Pentru că unii se culcă așa pe ureche și spun, eu sunt membru la Maranata, la nu știu unde, la altă biserică, la Betel. 100% zbor. Zice, numele meu e scris acolo, eu fac parte dintre membri. Dar întrebarea este, în Cartea Vieții este scris? Și dacă este scris, trebuie ca să fim atenți să nu fie șters? Pentru că cel ce l-a scris îl poate și șterge. Știți că Iuda a fost cu Domnul Iisus? Pentru cât timp? Pentru 3 ani și jumătate.
Acum imaginați-vă că Iuda a avut privilegii enorm de mari. Să-L vezi pe Domnul Iisus în persoană, să vezi cum face minuni, să vezi cum vorbește, cum predică, pentru că a fost martor la toate. Minuni pe care astăzi nu le vedem. Imaginați-vă, merge Domnul Iisus în Betania după ce întârzie 4 zile pentru că murise Lazar. Deși l-o chemat surorile lui, el întârzie intenționat și spune: Lazar, prietenul nostru, doarme. Vorbea de somnul acesta al morții. Mă duc să-l trezesc. Și când ajung acolo, surorile lui, Marta și Maria, sunt indignate, oarecum îi și reproșează, dacă îi fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Credem că va învia, dar la învierea de apoi. Și Domnul insistă și spune: arătați-mi locul unde l-a spus. Îl duc la mormânt, era o piatră acolo pusă la mormânt și Domnul le spune oamenilor: dați la o parte piatra. Pentru că niciodată Domnul nu va face lucrarea pe care putem să o facem noi oamenii. Dacă vrem să vedem cum lucrează Dumnezeu, trebuie să ne facem partea noastră. Doamne, ajută-ne! După ce oamenii dau piatra, ei nu mai puteau să facă nimic, eventual să plângă. Însă acum intervine Domnul vieții, Cel care are puterea asupra morții și care declară și spune: Lazare, vino afară. Știți cum a venit Lazar afară? Nu mergând pe picioare, pentru că la evrei mortul era înfășurat într-un cerșaf, legat cu fâșii de pânză. Pentru că la un moment dat Domnul le spune tot oamenilor: dezlegați-l și lăsați-l să meargă, să umble. Cum a ieșit? Cum vă imaginați că a ieșit? Pe sus. L-a scos afară din mormânt puterea Domnului Iisus. Lăudați să fie Domnul! Iuda a fost martor acolo. O văzut minunea. Câte minuni a văzut Iuda? Nici măcar nu sunt toate prezentate în Biblie. Oameni uscați, care n-au mers de ani de zile, oasele lor prindeau viață, pentru că Iisus Hristos face ca orice celulă să prindă viață, orice celulă moartă, pentru că El este Domnul minunilor. Glorie Lui! Demonii care fugeau, duhuri necurate, nu? Care ieșeau afară din îndrăcitul, din ținutul gadarenilor. O legiune de demoni au intrat în turma aceea de porci. Iuda a fost martor acolo. Nu sunt prezentate toate semnele. Dar unde vreau să ajung? La un moment dat, Domnul Iisus îi trimite pe ucenici în lucrare. Doi câte? Doi. Știți că îl trimite și pe Iuda? Pentru că ei se întorc la un moment dat foarte entuziasmat și spun așa: Doamne, până și dracii, până și demonii ne sunt supuși. Ce spune Domnul Iisus? Bucurați-vă nu de asta. Bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise unde? Cartea vieții. Dar dacă Domnul Iisus Hristos știa că Iuda îl va vinde, știa Domnul Iisus că îl va vinde? Da sau nu? Știa. De ce l-a trimis? Că putea să-i spună: tu stai aici, tu ești singurul care rămâi, tu nu mergi. Pentru că Domnul nu i-a dat niciun motiv lui Iuda ca să se poată dezvinovăți în ziua judecății și să spună: Doamne, Tu m-ai împins pentru că ai făcut diferență între mine și ei. Tu ai fost părtinitor. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu face părtinire. Dumnezeu este drept. El dă ploaie, auziți, numai peste buni. El dă ploaie și peste buni și peste răi. Dar ce răi merită? Nu merită. Dar Dumnezeu e bun. Și dă și peste cei răi. Și aici intervine Romani 2:4, partea a doua, versetul unde spune Pavel: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ceva? La pocăință. Adică, dragilor, Iuda nu s-a pocăit. De ce nu s-a pocăit? De păcatul
iubirii de bani. Pentru că iubirea de bani cei, spunea Pavel, este rădăcina tuturor relelor. Și dacă nu te pocăiești, Iisus Hristos Domnul îți șterge numele din cartea vieții. De-aia Apocalipsa se încheie în capitolul 22, nu mai deschid. Cine-i sfânt, ce să facă? Să se sfințească și mai departe. Doamne, ajută-ne! Și că, dragilor, să nu ne măgulim că suntem membri într-o adunare, să nu ne măgulim că dăm îndemnuri, că ieșim în față, că predicăm, că la ora actuală e bătaie pe amvoane. Oameni care, dacă nu-i pui, pleacă în altă biserică. El trăiește cum vrea, face ce vrea, dar are pretenție ca să fie pus aici. M-am gândit dacă Dumnezeu ar lucra ca în vechime, când intra marele preot odată pe an în locul preasfânt și era legat cu o funie cu clopoței. Dacă nu era cum trebuie, acolo rămânea. Îl trăgeau cu funie afară. Cât s-ar mai îngrămădi la amvon? Cred că ar fi amvoanele goale. Dar la ora actuală credem că Dumnezeu s-a schimbat, așa e mai permisiv. Nu, nu. Dumnezeu, declară Biblia, este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Glorificat să fie Domnul. Dragilor, important e ca să trăim pocăința în așa fel încât să nu ne fie șters numele din cartea. Știți că avem de luptat cu Satan? Și Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus. Dacă ar fi putut să-l facă să cadă, ar fi făcut lucrul ăsta. S-a ținut de el scai. Știți până când? Până când a strigat Domnul Iisus ultima frază, s-a isprăvit, Tată, în mâinile tale îmi încredințez ce? Că până atunci a fost o luptă. După botez, după ziua aceea de la Iordan, Matei 3, memorabilă, când toată Sfânta Trăime a fost la Iordan, Fiul s-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel, Dumnezeu Tatăl a mărturisit, acesta e Fiul meu, a fost luat de Duhul Sfânt, de Duhul Domnului dus în pustie, unde a postit 40 de zile și 40 de nopți și a intrat apoi, a avut loc confruntarea dintre Fiul lui Dumnezeu și diavolul. Și l-a biruit, spunând de trei ori, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este scris, numai lui să-i te închidi și lui să-i, spune acolo textul, că l-a lăsat diavolul până la o vreme. Dar nu de tot. Că diavolul se ține scai și l-a ispitit prin farisei. A căutat să-l prindă cu vorba, vă amintiți? Într-o zi au făcut temele acasă farisei. Au spus, trebuie să-i punem o întrebare în care să aibă două variante de răspuns și orice răspunde să cadă. Și-au ticluit-o bine și au plecat zâmbind. Eu parcă îi văd așa fățarnici cum erau. Și-au spus, învățătorule, se cuvine să plătim noi bir la cezar? Că dacă spune se cuvine, a, înseamnă că tu nu ești frate cu noi, tu ții cu romanii. Dacă spune nu se cuvine, mergem și spunem la romani că ăsta instigă revoltele sau la revoltă mulțimea. Masa la rebeliune, la nesupunere, ca să nu se supună romanilor. Oricum, răspunde, va cădea. Numai că Domnul Iisus a știut că acolo e o ispită și a zis fățarnicilor. Ale cui slove și chip sunt imprimate pe bani? Ale cezarului. Păi dați cezarului ce i se cuvine și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. N-au știut că Domnul Iisus are și varianta 3 de răspuns. Dacă era cazul, avea și 4, și 5, și 6, și 7, pentru că El este Domnul Domnilor. L-a ispitit Satana prin Petru. Când a spus ce urmează să se întâmple, planul divin, că trebuie să urce la Ierusalim, să fie prins răzdignit, Simon Petru spune să te ferească Dumnezeu, să ți se întâmple așa ceva. Ce îi spune? Cum îi răspunde Domnul Iisus? Înapoi a mea, Petre, Simone, cum îi spune? Înapoi a mea, Satano.
Pentru că Domnul Iisus realizează că ăsta e planul satanei. Că el pentru asta venise, ca să-și dea viața la Golgota, să împlinească voia Domnului, să bea paharul acela cu amar, chiar dacă e greu, până la fund în Ghețimani. S-a rugat și a spus, depărtează-l de la mine. Dar facă-se nu voia mea, Tată, ci facă-se voia ta. Știți că pe cruce și acolo s-a ținut diavolul, pentru că a fost stăruință acolo. Și cei ce treceau, și soldații, și preoții, și tâlhare, până când unul și-a schimbat opțiunea, au spus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, coboară-te acum! Demonstrează, arată! Era tot șoapta satanei, care ar fi dorit ca Iisus să smulgă piroanele, să coboare și să nu ducă până la capăt planul divin de mântuire, de răscumpărare. Întrebarea legitimă este asta, ar fi putut ca să smulgă piroanele, să coboare jos? Dar ar fi putut. Spune o cântare, cuiele nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori, dar l-a ținut ceva. Ce l-a ținut? Dragostea. Dragostea lui pentru noi. Își va vedea o sămânță de urmași, un popor care să-i împoarte numele și printre ei suntem și noi și spunem în seara asta glorie Domnului. Și ultima frază a fost fraza asta, s-a isprăvit. N-a fost un strigă de înfrânt de biruit, ci un strigă de mare biruitor. Tată, ce mi-ai încredințat, am împlinit. Am dus planul, voia ta la capăt, în mâinile tale, nu a diavolului, în mâinile tale. Îmi încredințez sufletul meu. Să spunem cu toții glorie lui Iisus. Dragii mei, la pocăință. Amin? Diavolul nu va ezita pe ultima sută de metri să-ți dea lovitura. Știți că au fost oameni de care s-a folosit Dumnezeu, mari proroci, mari evangheliști. Cunosc un caz concret în zona la noi, prin omul acela Dumnezeu s-a folosit și s-a format o biserică. Știți cum l-a așteptat diavolul? Până la 80 de ani. La 80 de ani, anii 80, regimul trecut, era frig, ierni grele la Suceava, în zonă la noi, minus 30 ceva de grade. Nu era ca acum atâtea mașini, greu, mijloace de locomoție. Stătea de câteva ore, înghețase picioarele, așteptând să vină o mașină să-l ducă acasă. Și-a văzut un butic acolo, cum era pe vremuri, vin fiert cu scorțișoară. Și-a auzit șoapta satanii care au zis, ia un pahar, că doar nu mori. Că Biblia spune să nu fiți băutori de mult vin, mai ales că e fiert, e cu scorțișoară, te ajută la circulație. Și-a luat un pahar, și-a mai luat un pahar, până când nu mai știu de el. Și omul ăsta a căzut în patima asta, pe ultima sută de metri. Adică să lucrezi pentru Dumnezeu o viață și la final să pierzi mântuirea? Se poate lucrul ăsta? Doamne, trezește-ne! Să nu ne culcăm pe ureche! Câtă vreme trăim, câtă vreme bate inima noi, să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi să ne pocăim. Lăudat să fie Domnul! Doi, dragilor, a doua condiție ca să fim gata de zbor. Predic asta spontan, așa pe care vreau să vă prezint. Pe lângă rezervare, numere scris în registru de zbor, știi ce-i nevoie? Un act de identitate, pașaport. Original, nu copie. E așa sau nu? Dacă te duci și spui acolo... Că n-ai pașaportul la tine și prezinți pașaportul, o copie pe WhatsApp, te lasă să treci? De ce? Au nevoie de ce? De original. Act original. Știți că pentru a putea zbura la cer avem nevoie de act original, de pașaportul divin cu care să zburăm la cer? Care o fi ăsta? Știți care e pașaportul? Este Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt. Hai să vă descriu cu Biblia. În Vechiul Testament, Domnul ne vorbește despre răpirea lui Ilie.
Doi împărați, capitolul 2, avem aici acest pasaj foarte sugestiv, pentru că doi oameni au fost răpiți la cer, Enoch și Ilie. De Enoch nu știm multe detalii, nu ne dă Biblia, dar despre Ilie știm. Și uitați-vă aici ce spune Scriptura. Doi împărați, capitolul 2, citesc de la versetul 8. Atunci Ilie, sau citim puțin mai jos, de la versetul 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, atenție, și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de ce? De vânt. Ce l-a dus pe Ilie la cer? Vârtejul de vânt l-a ridicat. Vă spune ceva vântul ăsta? O să vă citesc din Fapte, capitolul 2, coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. De la versetul 1, Fapte, capitolul 2, versetul 1, în ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Auziți, deodată a venit din cer, ce a venit? Un sunet ca vâjâitul unui vânt, cum? Puternic. Și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească, să spunem aleluia, lăudat să fie Domnul. Vă dau un exemplu. Fapte, capitolul 7. Este vorba despre Ștefan, un mare om al lui Dumnezeu, primul martir, unul din cei 7 diaconi. Citesc din capitolul 7, de la versetul 55. Dar Ștefan, plin de ce? De Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Era ziua martirajului lui. Ucis cu pietre, scos afară și ucis cu pietre. Saul păzea hainele ucigașilor. Știți ce spune Biblia? Ștefan, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat în sus și Dumnezeu a deschis cerul, pentru că a văzut că ăsta are pașaportul, n-are copii, are originalul, e plin de Duhul Sfânt. Aleluia! Cum stăm? Mai ești plin de Duhul Sfânt? De ce credeți că la ora actuală avem probleme cu frații ca să-i chemăm la adunare și avem pocăiți de duminică? Și trebuie să tragem de ei. Fraților, hai că joi vine un frate la noi cu tare și nu vin, numai nu vin frații. Pentru că nu-i Duhul Sfânt. Când e plinătatea Duhului Sfânt, nu te cheamă frații. Știi cine zice? Duhul Sfânt nu te lasă. Nu te lasă nici la piața de mașini, nu te lasă nici la mici, nu te lasă nici la cafele, nu te lasă nici la freșuri, nu te lasă nici la, cum se cheamă acolo, la turci, la Dristo, sau cum se cheamă, așa? Nu te lasă acolo. Duhul Sfânt îți spune, e vremea de slujbă, e vremea să mergi la casa Domnului. Păi asta îi spunea Duhul Sfânt lui David. Când era plin de Duhul Sfânt, după aia când s-a dus cu Batșeva, era plin de altceva. Dacă era plin de Duhul Sfânt, așa îi spunea Duhul Sfânt. Și el în Psalmul 122 cu versetul 1 spune, mă bucur când mi se zice ce? Dar cine îi spunea? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu te trimite în altă parte. Aici. Când îi Duhul Sfânt, adunarea e plină. Doamne ajută-ne! Că unii trăiesc în amintiri. Bă, am fost la stăruință acum 25 de ani, m-a umplut Duhul Sfânt. Dar azi cum ești? Cum ești azi? Nu cumva ești uscat? Pentru că adunările sunt pline de uscați. Pentru că suntem goi, suntem plini de mândrie, de fire, de orice, de ambiții, de orgolii, numai de Duhul Sfânt.
că dacă am fi plin de Duhul Sfânt, n-ar mai încăpea nimic rău. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Un lucru cer de la Domnul. Psalmul 27, versetul 4, s-o citit în seara asta. Domnul e lumina și mântuirea mea, dar în versetul 4 spune: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc în casa Domnului, numai când vine fratele Lazar Gog. Atât? N-ai nicio treabă cu Duhul Sfânt. Numai când vine fratele Ionică sau fratele nu știu care. Nu, nu. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Aici este prezent Iisus. Aici e bucuria. Și Duhul Sfânt aici te trimite. În Ierusalim, spune Luca, capitolul 2, de la versetul 25, era un sfânt. Un om în vârstă. Se numea Simeon, bătrânul. Era în vârstă, probabil de o seamă cu prorocița fata lui Fanuel, despre care citim că avea 84 de ani și nu se depărta de Duhul Sfânt. Ea lăuda și binecuvânta pe Domnul. Dar cine o ținea acolo? Duhul Sfânt. Zice Scriptura că omul ăsta, sfântul ăsta, Simeon, era plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era peste el. Știți ce i-a spus Duhul Sfânt? L-a înștiințat și i-a spus așa: tu nu vei muri, nu vei trece din viața asta până când nu vei vedea pe Hristosul Domnului, până când nu vei vedea mântuirea, lumina tuturor popoarelor. Nu știm când i-a vorbit Dumnezeu. Poate la 20 de ani, poate la 40 de ani, dar a fost o vreme de așteptare. Și într-o zi Duhul Sfânt i-a spus: du-te la templu. La mânat, spune acolo, Duhul Sfânt la mânat, știți unde? La templu. E ziua cea mare. O să-l ții în brațe pe Mesia. O veni Maria cu Iosif, l-a adus ca să fie tăiat împrejur. Și când l-a luat Simeon, a zis: slobozește în pace pe robul tău, Doamne, căci ochii mei au văzut mântuirea ta, lumina tuturor popoarelor. Glorificat să fie Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt. Nu cumva avem copii? Dragilor, dacă n-ai originalul, nu zbori de la Otopeni. Dom'le, dar uite că e acasă. Dar uite, am poza. Nu. N-avem ce face cu poza. Noi ne trebuie originalul, că trebuie să-l băgăm aici. Să-l trecem, să-l scanăm, să vedem care-i treaba. Să vedem ce-i cu tine. Ei, tot așa este și în privința asta. Pe oameni îi mai fentăm. Pentru că sunt unii, am auzit la ora actuală, oameni care și-au lăsat nevastă, o divorțat, s-au recăsătorit. Și spun: dar de ce îl puneți pe la slujbă, la predică? Dacă o divorțat și are altă nevastă și-o lăsat prima nevastă, pe ce, frate, n-ai să-i faci? Are Duhul Sfânt, zice, vorbește în limbi. Eu mă cutremur. Și spun: oameni buni, treziți-vă, mă, că nu-i niciun Duhul Sfânt, e copie, mă. Nu e originalul. Unde-i Duhul Sfânt, e sfințire. Cineva să zică amin. Știi ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt te sfințește. Nu te împinge la divorț. Satana te împinge la divorț. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Te-ai despărțit, stai pe bancă. Mântuirea este a Domnului, dar cu slujirea e încheiat-o. Nu știu cum e la voi. La noi așa e și așa e în Biblie. Nu-i niciun Duh Sfânt acolo. Unde-i Duhul Sfânt, să știți că este neprihănire. Doamne, luminează-ne. Acolo e Duhul Sfânt. Oameni care au copii, care vin cu copii, trăiesc, fac ce vor și când vin la biserică, sau altceva, se transformă. E o viață dublă. Nu. Se spunea despre cineva, când e la anvon, așa vorbește, că n-ai mai vrea să coboare jos. Dar când e afară, așa trăiește, că nu l-ai mai lăsat să urce la anvon. Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne să trăim o viață sfântă. Și umple-ne pe toți de Duhul Sfânt. Ca pe Ștefan. Amin? Ca pe Ștefan. Plin. Ăsta e cuvântul. Nu așa cât de cât. Cum stai, frate, cu plinătatea Duhului Sfânt?
David spunea într-un psalm, paharul meu este cum? Plin, numai plin. Dă peste el. Păi când e plin de dă peste el, să varsă și la alții. Dacă ești tu plin de Duhul Sfânt, să varsă și peste alții. Amin? Așa trebuie să privim. Domnul să facă aici la Maranata să fiți toți plini de Duhul Sfânt. Și să-i umpleți și pe alții. Și împreună, mână în mână și umăr lângă umăr, inimă lângă inimă, să putem să fim gata să așteptăm pe Iisus, pentru că Domnul Iisus vine. Doamne, ajută-ne! O a treia condiție pe care vreau să o spun, pe care am găsit-o și vreau să vă împărtășesc și biblică, dar am văzut-o și la zbor, ca să putem zbura, că la zbor suntem în seara asta. După ce ai trecut cu pașaportul de ghișeu, urmează un loc unde ești băgat și te scanează. Scannerul, nu? Să vadă dacă ești curat și pe dinăuntru și pe din afară, prin buzunare. Știți că aparatul ăla vede tot? Dacă ai așa în buzunar o mică ungheră, ți-o vede aparatul? Păi piuie. Și zice, unii sunt care au pantofi cu ceva fier acolo, cu ce au ei, nu știu cu ce au, cu liță, cu ce au, și aparatul ăla zice, domnul, mereți înapoi și lăsați pantofii, puneți-i pe bandă, că nu puteți trece. Vă detectează asta. Știți că detectează și înăuntru, sunt oameni, am citit, am văzut materiale care transportă droguri, le înghit, le bagă în ei. Bă, interesant. Și când îi bagă acolo, la televizorul ăla, la scannerul ăla, zice, ăsta nu-i curat pe dinăuntru. Duceți-l, opriți-l și scoateți tot din el. Un aparat făcut de oameni. Vede tot. Te vede și pe dinăuntru și pe din afară. Dacă un aparat făcut de mână omenească e capabil de așa ceva, ochii Domnului văd sau nu? Știți că Dumnezeu ne știe pe toți în seara asta? Noi venim aici la biserică și cântăm și vorbim și spunem și facem. Uneori căutăm să impresionăm pe frați. Dar cum stăm cu Domnul? Nume-se cuvintele pe buză, pe buze. Doamne, și Tu le știi. Ce ai vorbit azi? Ce ai vorbit azi? Ce ai gândit azi? Știe Dumnezeu gândurile? Totul știe. El ne vede inima, ne știe inima. Ce inima ai? Ferice de cei care au inima cum au. Curată. Căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fraților, nimic întinat, adică murdar, nimic întinat și spurcat, spune Scriptura, e un cuvânt așa mai greu, dar nu va intra în cer. Știți cum e cerul? Cerul e un loc curat. Aleluia! Așa că avem nevoie și noi să ne păstrăm curați. După ce ne-o luat din lume, știți ce a făcut Domnul? Ne-o albit. Ne-o curățat prin ce? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Ne-a născut din nou, ne-a făcut făpturi noi. De-aia Pavel spunea, toate cele vechi s-au dus, gata, istorie. E așa sau nu e așa? Ai minte curată? La ce te gândești? Eu nu știu gândurile. Domnul Iisus se duce la masă la Simon în casă și-a venit femeia aceea, Maria, care o spăla picioarele cu lacrimele ei, știți voi, și ăsta l-a judecat pe Domnul și pe femei, că e o păcătoasă, că e așa, nu-i proroc, dacă era proroc, știa cine-i, descoperea Dumnezeu. O știu Domnul Iisus gândurile? Tot. Buze curate. Vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. 1 Petru 4:11, dacă vorbește cineva, ce să vorbească? Atâta bârfă între noi?
atâta vorbire de rău? Doamne, ai milă! Vorbiți între voi cu psalme, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Ce frumos e când se întâlnesc frații, doi frați, să se plece pe genunchi și să se roage pentru al treilea frate. Mă, familia ce e în suferință? Hai să facem o rugăciune. Nu-i frumos? Doamne, ajută-ne! Mâini curate! Pavel spune, vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Glorificat să fie Domnul! Cum îți cu mâinile? Cu declarații, cu semnături, cu compromisuri? Cum stai cu mâinile curate? Scurate sau nu? Ochi curați! Iov spune, am făcut legământ cu ce? Cu ochii, că n-am să privesc după o fecioară. N-am să mă uit unde nu trebuie. N-am să mă uit pe anumite site-uri, anumite lucruri urâte. Pentru că vreau să-mi păstrez ochii curați. La final, ochii mei să-L vadă pe Iisus, pe Cel curat. Declară Iov în capitolul 19, dar știu că răscumpărătorul meu cum îi? Viu! Hristos e viu! Și la final, la sfârșit, ochii mei îl vor vedea și noi altuia, pentru că mi-am păstrat ochii curați. Doamne, ajută-ne! Inima curată! Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dragilor, haideți să ne cercetăm hainele. Eclesiastul spune, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Cum e haina? Haina mântuirii pe care ți-o dat-o Domnul și l-a costat Domnul, pe Domnul. Mai este curată? Sau e pătată, ai pătat-o, ai murdărit-o? Să ne ajute Dumnezeu în vremea aceasta. Dacă ne-am pătat hainele, să venim, pentru că există o singură sursă și această sursă este jertfa Domnului Iisus. La Domnul Iisus este iertare, Doamne, ai milă de noi. Doamne, mai las o picătură din sângele Tău, Doamne. Te-am întristat, am greșit aici, Tu știi unde ai falimentat, Tu știi unde ai greșit. Nu pleca de aici în seara asta, pentru că s-ar putea să te coste. S-ar putea să fie prea târziu. Și dacă pleci cu haina pătată, dacă pleci cu haina murdară și vine Domnul Iisus la noapte, jos rămâi. Domnul nu ia pe cei cu haine murdare, ci numai pe cei cu haine curate. Să ne ajute Dumnezeu. A patra condiție, dragilor, la care m-am gândit, pentru că mâine o să zburăm, m-am gândit așa pe drum, știi, pe biletul ăla de zbor, scrie numărul locului. Și m-am gândit la gândul ăsta, care e important. Rămâi la locul tău, unde Domnul te-a așezat. Să spunem amin. Știi că atunci când te urci în avion, stewardezele sau cei care sunt acolo spune așa, avem rugămintea ca fiecare să stea la locul lui, până ajungem sus, zice. După aia când ajungem sus la 10.000, vă mai puteți schimba. Dar până ajungem sus, că acolo o să ne schimbăm, nu? Acolo. Dar până ajungem sus, zice, fiecare să stea la locul lui. Bă, dacă locul tău e 28, ce vrei la 1? Sau la 2? M-ați înțeles? Am plecat de curând în Anglia și frații de acolo mi-au luat un bilet fain. M-au pus la, în primul rând, la 1A, la geam, acolo, spațiu. Ei, dar uneori se întâmplă că îmi iau frații bilete așa, cât mai ieftine, dacă se poate, sau pe ultima sută de metri când e plin avionul și găsesc numai în spate și mă pune uneori la 29B, adică ăsta știi cum e la mijloc. Și dacă mai nimerești între doi mai făcuți așa mai plini, ca să nu spun altfel, unul în stânga și unul în dreapta și stai acolo între ei, așa stai. Bă, așa m-aș muta de acolo,
Deci n-am ce face, ăsta mi-e locul. Trebuie să stau aici. Trebuie să stau la locul meu. Că doar până zbor nu-i mult. 2 ore și ajung acasă. Dragilor, pentru toți, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat un loc. Cine-i chemat la o slujbă, Romani, capitolul 12, cu versetul 7, cine-i chemat la o slujbă, ce să facă? Să se țină de ea. Stai la locul tău. Unde te-a pus Domnul? Ce faci? Pavel a zis, locul meu, Domnul m-a ales pentru ce? Să vestesc Evanghelia. Nu-i așa i-a spus în Fapte 9, lui Anania, nu te teme de la Anania. E un vas pe care l-am ales. Să ducă Evanghelia la 3 categorii, să o ducă la evrei, la neamuri și la împărați. Vă întreb în seara asta, s-a ținut Pavel de slujba lui, de locul lui, a stat la locul lui? Da. O zis, Domnul m-a chemat la asta, să vestesc Evanghelia. Și vai de mine, dacă nu o fac, că într-o bună zi pe mine mă întreabă, de ce n-ai stat la locul tău? Filip, unul dintre diaconi, care a fost locul lui? La fel, să vestească Evanghelia. I-a vestit Evanghelia famenului, vă amintiți? Fapte capitolul 8, i-a zis, Domnul, du-te și aleargă după trăsură. Ăla citea în carte, nu înțelegea nimic, intră în dialog cu el, zice, Domnule, dumneata înțelege, citești? Nu, cum aș putea dacă nu m-ar înțelege cineva? Oprește trăsura, vine lângă mine și s-a convertit. Eu vorbit de Iisus, despre viața lui, că Domnul s-a botezat, ăsta vede o apă și spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi, se poate. L-a botezat și a continuat drumul spre casă, spre Etiopia, nu spre Ierusalim, spre Etiopia. A plecat, se cobora de la Ierusalim la Gaza, pe drumul pustiu și mergea acum spre casă, se întorcea de la Ierusalim, luase de acolo cartea. Deja. A plecat și a continuat drumul plin de bucurie. Ei, după aia s-a dus în Samaria. În Samaria a vestit cuvântul, era acolo un vrăjitor, Simon, care făcea vrăjitorii și Domnul însoțea vestirea cuvântului cu ce? Cu minuni. Ca să se facă diferența, să vadă oamenii că Evanghelia vestită de Filip, da, este Evanghelia minunilor, că Dumnezeu face minuni, slăvit să fie Domnul. Și ăla și el s-a botezat, nu s-a născut din nou, Simon. Dar au venit și s-au botezat, au crezut și el. Ei, după ce a primit cuvântul și i-a botezat, n-a pus mâinile Filip ca să primească Duhul Sfânt cei din Samaria. De ce? Că nu era slujba lui. O trimis la Ierusalim și a zis să vină apostolii, să vină Petru și cu Ioan. Eu stau la locul meu. Eu-s chemat ca să vestesc Evanghelia. Ăștia sunt apostolii, vin ei de acum și fac ei lucrarea lor. Aleluia! Știți că Dumnezeu se supără când nu stăm la locul nostru? Amintiți-vă că Ozia la un moment dat era împărat și a intrat în templu, a luat cădelnița să facă el tămâierea. Și intră vreo 70 de preoți în frunte cu marele preot și spune, împărate, nu ți este îngăduit să faci slujba asta, pentru că asta o fac fiii lui Aron. Ăsta nu a ținut cont. S-a mâniat și spune Biblia că l-a lovit Dumnezeu cu lepră. Pe frunte l-a scos afară și a devenit plin de lepră. Pentru că dacă ești împărat, nu faci și slujba marelui preot. Tu rămâi la locul tău. Care a fost slujba lui Ioan Botezătorul? Să pregătească calea Domnului Iisus, a unsului. Eu vă întreb, s-a ținut de slujba lui? Da. Asta a făcut. Orice deal să se coboare, orice vale să se ridice. Adică toți oamenii să fie aduși la același numitor comun. Cei mândri să se smărească, cei care au părere așa mai mici, mai slabe despre ei, să fie ridicați. Și-a venit Domnul Iisus,
Și sigur că Ioan a fost arestat pentru că a predicat adevărul, era foarte incomod, Irod l-a arestat. Și are un moment în care cade așa într-o descurajare, în pușcărie acolo. Nu trebuie ca să-l condamnăm, pentru că în momentele grele toți avem momente de astea. Și descurajat, debusolat oarecum, și își trimite ucenicii. Zice, mergeți la cel care botează, la Iisus, și întrebați-i, El este Mesia cel așteptat sau trebuie să vină un altul? Și când se duc ucenicii și îl întreabă pe Domnul Iisus, El nu spune da sau nu. Îi dă un răspuns biblic. Menit ca să ridice, să-l încurajeze pe Ioan și spune așa, spuneți-i celui ce v-a trimis că orbii văd, surzi aud, muții vorbesc, cei stăpâniți de duhuri necurate sunt eliberați, la săraci li se vestește Evanghelia. Și când se duce și îi spun ucenicii lucrurile astea, mărturiile, dintr-o dată Ioan se înviorează. Realizează că e Mesia. Și cu alte cuvinte, slujba lui s-a încheiat. Poate să plece. E gata de plecare. Pentru că ce a încredințat Dumnezeu, el a dus la îndeplinire. Dragii mei, știi ce e important? E când vine Domnul să poți să stai cu fruntea sus, să spui, Doamne, ce mi-ai dat, ce mi-ai încredințat, am făcut. Amin? Mi-ai dat un talent, doi îți dau. Am dublat. Mi-ai dat doi, îți dau patru. Trei, șase, cinci, zece. Adică să fii credincios și harnic în lucru în care Dumnezeu te-a așezat. Domnul să vă binecuvinteze. Vă spun în seara asta, stați la locul vostru. Unde v-a pus Domnul? Până zburați. Amin? Acolo o să putem să plecăm într-o parte, în alta, o să cântăm, o să lăudăm pe Dumnezeu 100%, dar până atunci să rămânem și unde ne-a pus Domnul să facem treabă, să fim credincioși în lucru încredințat nouă. Și la final să spui, Doamne, asta mi-ai dat, asta am făcut. Și va spune Domnul, vino, rob bun și credincios. Vino și te bucură de răsplată. E momentul răsplatei. Și ultima condiție, ultimul gând la care m-am gândit, ca să putem să zburăm, avem nevoie de bagaje corespunzătoare. E drept sau nu? De exemplu, noi avem mâine bagaj de 20 de kilograme. Țin minte că odată trebuia să zburăm către Spania. În urmă cu mai mulți ani eram tot cu soția, e aici martoră, și i-am spus de acasă, ai grijă la bagaje. Când am ajuns aici la voi, la Otopeni, la București, și am pus pe cântar, în loc de 20, erau 24. Am ajuns și târziu, mai erau 10 minute și se închidea poarta. Și zic, Doamnă, nu putem să zburăm așa? O zis, Doamnă, nu puteți. Trebuie să dați 4 kg jos. Dacă aveți 20, 20. Acum nevastă-mea de acasă o și legat acolo cu mai multe noduri, așa să nu se desfacă sus. Atâta m-am chinuit acolo, trăgeam, nu știam cum să desfac. Doamna de acolo spunea, mai sunt 5 minute, pierde zborul. Într-un final l-am desfăcut. Am luat 4 kg și-o trecut geanta și am zburat. Oameni buni, știți că pentru a zbura avem nevoie de bagaje corespunzătoare? Că altfel nu zburăm. A venit un tânăr la Domnul Iisus, a vrut și el să zboare. Și a zis, învățătorule, ce să fac să zbor, să moștenesc viața veșnică? S-a plecat pe genunchi, dacă vă amintiți, l-a numit bunule învățător. Și Domnul Iisus îi spune așa, împlinește poruncile, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești părinții, mama și tata. Și el se ridică de acolo și spune, astea le păzesc din tinerețea mea.
Numai că Domnul i-a făcut o scanare așa lăuntrică și a văzut că are prea multe bagaje. Și a zis, tu nu poți să zbori, du-te și scapă de bagaje, du-te și vindecât tot ce ai, împarte la cine? Adică bagajele trimite-le pe alte căi în cer. Matei, capitolul 6, nu vă strângeți comori unde? Pe pământ. Ci? Unde? Trimiteți-le în cer. Tu ai prea multe și nu poți zbura. Zice Biblia, a plecat de acolo tânărul ăsta foarte întristat. Auziți? Pentru că avea multe. Și pe fondul ăsta spune Domnul Iisus cât de a nevoie va fi, cât de greu să intre în cer cei ce au multe. Dragilor, vorbeam de răpirea lui Ilie la cer. Ce-a avut Ilie? O manta. Vă amintiți? Atât, nici un bagaj, nici un rucsac nu a avut. O lua manta, o făcut o sul, o lovit Iordanul, s-o despărțit în două, au trecut pe uscat pe acolo și când au ajuns dincolo, îi spune Ilie, Elisei, e zborul. Eu astăzi zbor. E ultima dată când ne vedem. Cere ce vrei să primești. Și să spune, părinte, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Adică câtă putere ai avut, eu vreau dublu. Vă spun ceva. Dumnezeu nu se supără când noi cerem lucruri mari, spirituale. Nu se supără. Dacă vrei o măsură dublă, să-L lauzi pe Domnul prin cântare. Îți dă Domnul? Aleluia! Să vestești Evanghelia, să faci ceva pentru El, pentru lucrarea Lui, Domnul îți dă. Și a spus, greu lucru cer, dacă vezi când mă duce Domnul, primești, dacă nu, nu. Și cum am descris, o văzut. Ei, pe când se înălța la cer, Ilie a lăsat jos ce? Ce să mai facă cu ea în cer? Ce niciun bagaj. Îți las totul ție. Frați și surori de la Maranata de Măroaia, cum stăm cu bagajele? Dumnezeu nu-i împotrivă să avem o casă, să știți, nu, nici vorbă. Dacă ne uităm în Biblie, în Exodul, moașele care nu au omorât pruncii evreilor, din porunca lui Faraon, spune că Domnul le-a binecuvântat. Cu ce le-a binecuvântat? Cu case. O grămadă de români au plecat în afară și au spus, Doamne, vreau să am o casă a mea. Alții au spus, să am două camere a mele. Dacă le am, sunt cel mai fericit. Și Domnul a dat, că Dumnezeu dă. Slavă Lui! Problema este că mai vrem două și mai vrem nouă și încă, și încă, și încă și nu ne mai saturăm. Și bagaje și a spus Domnul, bă, va ajunge. Pavel îi spune lui Timotei, dacă aveți dar ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați, fraților, va ajunge. Avem, ne-a dat Domnul? Doamne, toate dulapurile spline. Am vorbit cu cineva bolnav de cancer până în 50 de ani, așa era ca Cristi de la Ludești. Cristi are tot pe acolo și el. Și omul ăsta, am încercat să-l încurajez, să vorbesc cu el, să-i spun că până la urma urmei moartea e un somn și într-o bună zi ne vom trezi și vom fi cu Domnul. Dar nu putem opri din plâns. Și am spus, de ce plângi așa? Ce s-a întâmplat cu tine? Ce, frate, ce toată viața asta am gonit ca un om fără minte după gunoaie. Am zis că acum e vremea să mă pun la punct, să-mi pun familia, tot ce trebuie și undeva, după vreo 65 de ani, pe la bătrânețe așa, pe la pensie, o să fac ceva și pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului. Zice, n-am făcut nimic, nu mă așteaptă nimic, asta mă sperie, nu moartea. Știți că m-am trezit și m-am gândit ce importantă e
să trimitem bagajele sus. Doamne, ajută-ne! Că rămân aici în jos, le mănâncă molile, rugina, le sapă și le fură hoțe. Ce poți să iei de aici? Un sicriu mai scump? Un costum mai scump? Ce, bă, ce mormântare au făcut? Credeți că bogatului nemilostiv nu i-a făcut o mormântare faină? Avea 5 frați. Avea o grămadă de I-a împins o mormântare. Cum a zis cineva, zice, am cheltuit la mormântarea lui tata 20.000 de euro, un miliard. Dar zice, să merită. L-am pus pe tata la locul lui. Și m-a întrebat și pe mine, a spus, domnule pastor, dumneata așa, după câtă Biblie știi, ce spui? L-am pus sau nu la locul lui? Ce era să-i spun la om? Zic, bă, să știi că ai dreptate 100%. La locul lui l-a spus. Așa o fi zis și frații bogatului. Am investit, dar l-am pus la locul lui. Unde a fost locul lui? Iadul. Pentru că au avut ocazia să-și trimită bagaje sus, că Lazar nu întâmplător s-a dus la ușa lui. Dar nu i-a dat nimic. Nimic. Nu a avut o frântură de pâine pentru el. Ei, interesant că dincolo îl vede, zice, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, pentru că se inversează rolurile. Trimite-l pe Lazar, că îl cunosc, că ăsta a stat la ușa mea. Dar ce-a făcut pentru el? Că Dumnezeu o îngădui să fie acolo și n-ai avut timp de el. Nu se poate că între noi și între voi este o prăpastie. Tu ți-ai ales viața și ai trăit-o după cum ai gândit. El a fost chinuit și mângâiat. Cine a venit la mormântarea lui Lazar, când a murit Lazar? Nu au venit oamenii, dar Dumnezeu a trimis îngerii lui. Știți de ce? Că înaintea Domnului îi scumpă moartea celor iubiți de El. Aleluia! Lăudat să fie Domn! Lăudat să fie Domn! Dragilor, să nu ne strângem multe bagaje, că ne împovărează lucrurile astea. Ne îngreunează înaintarea și alergarea. Haideți să alergăm liber, fără bagaje. Doamne, ajută-ne! Să trimitem bagajele la Domnul, înainte. Să avem cu ce să ne întâlnim. Sunteți de acord? Vine Iisus. Aleluia. Plei sau stai? Rămâi jos. Va fi o tragedie mare. Știți? Isaac Newton, cel care a descoperit legea gravitației, când a citit în Biblie textul ăsta, care l-am citit eu, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință de cei ce au adormit. Noi spunem că-s la Domnul, dar știți unde-s? Într-un loc de așteptare. Pentru că aici Pavel face lumină și spune așa, când va veni Domnul Iisus, nu cei care vor fi în viață noi, pentru că el se gândea că Domnul vine în timpul lui. Așa era gândirea, așa predicau ei atunci. Cum predicăm și noi. Bun, acum sunt semne mai clare. Dar el se gândea că vine Domnul atunci în timpul vieții. Nu noi care vom fi vii, ne vom înălța, vom zbura, ci cei care au adormit prima dată, ei vor fi primii care se vor ridica. Auziți aici, mama, tata care au plecat, ei au prioritate, ăștia. Și în timpul zborului vor fi transformați în trupuri de slavă. La fel ca Domnul Iisus, după înviere, când a intrat prin ușile încuiate, vă amintiți cu trupul ăla? O mânca din fagurile de miere, pește, trup de slavă care intră prin ziduri, trup de ăla. Ei vor avea prioritate, cei ce au adormit. Și apoi noi, zice Pavel, care vom fi în viață, să-L întâmpinăm și să fim totdeauna cu Domnul. Și când asta a citit Isaac Newton, fascinat de asta, a început să predice despre revenirea Domnului Iisus. Și despre asta. Cum vine și cum cei ce au adormit se ridică, se scutură de țărână și vor zbura sus. Apoi cei ce vor fi în viață vor zbura către cer. În văzduh are loc întâlnire. Așa asta predica. Și erau batjocoritori și atunci și-au spus, mă, dar cum o să zburați, mă, ce o să vă crească aripi? Și-au zis, dă-ne argument. Arată-ne cum veți zbura. Și-a spus,
Dați-mi 2 săptămâni timp de gândire. Și după 2 săptămâni vă dau răspunsul. A plecat acasă, s-a frământat, s-a gândit și Domnul a luminat ce să facă cu batjocoritoare. După 2 săptămâni au venit, curtea casei lui era plină și strada, erau sute. Și-o zis, ai răspunsul? Și-o zis, să-l am. Arată-ne. O luat 10 bucățele de fier, de formă pătrată și le-o pus jos, așa, la o anumită distanță, 1, 2, 3, 4. Și apoi o dat țărână, un strat de țărână peste el, le-o acoperit. Și ăștia își dădeau cotul, zice, bă, ce vrea să arate asta, mă? Ce logică are asta cu ce am cerut noi? După ce le-a acoperit cu țărână, o luat o bucată de magnet, ca și Biblia mea, așa. Și la o distanță de aproximativ 1 metru, a trecut cu magnetul deasupra fierului, a metalului. Și de acolo, de sub țărână, fiecare bucată de fier se ridica, se scutura de țărână și se lipea de magnet. Buf! Prima, a doua, a treia, a patra. A făcut așa peste toate, până la 10-a. Când ultima bucată de fier s-a lipit de magnet, a ridicat-o și a spus, vedeți, așa va fi răpirea. Dar într-o bună zi, pe cerul ăsta nu o să zboară o bucată de magnet, ci va veni Fiul lui Dumnezeu, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, însoțit de oastea lui de îngeri. Și prima dată, ăia care au adormit, vor zbura, se vor scutura de țărână și apoi cei ce vor fi în viață. În curând începe zborul. Ești gata? Ești gata? Ești gata? Ascultați-mă aici. Dacă eu mâine dimineață pierd zborul spre Cipru, să spunem așa, nu-mi doresc, că frații mă așteaptă. Dar dacă îl pierd, mai este un zbor luni. M-auziți? Luni mai este un zbor. Dacă îl pierd și luni, mai este unul joia viitoare. Dar dacă ai pierdut zborul către cer, ai pierdut totul, că altul nu mai este. M-auziți ce vă spun în seara asta? Nu-i de joacă. M-am gândit ce-ar fi așa dacă ar fi zborul într-o seară de joi la adunare. Nu vorbesc de mamele care poate să acasă ostenite cu copii mulți sau de cei bolnavi. Dar mă gândesc la cei care stau pe la restaurante, pe la unde stau ei. Oare vor zbura? Oameni buni, vine Iisus. Totul strigă. Totul strigă. Toate semnele astea sunt clare. Sunt atâtea semne biblice care arată că nu mai este mult. Și începe zborul și Duhul Sfânt strigă în vremea asta. Mireasă, pregătește-ți aripele pentru zbor, că vine mirele tău. Aleluia! Duhul și mireasa zic? Și cine aude să zică? Vino, Doamne Iisuse! Pregătiți de zbor, pregătiți cu tot ce trebuie, ridicați-vă în picioare. Haideți împreună cu aceste gânduri să stăm înaintea Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc tot să zburăm. Să nu rămână nimeni. Dumnezeu să se îndure poate de fiii risipitori care nu sunt la adunare. Să-i cerceteze Duhul Sfânt și pe ei. Să-i întoarcă, Domnul. Să zburăm cu ei. Să nu rămână nicio unghie, să nu rămână nimic. Nimic. Tot să zburăm, să plecăm acasă. Lăudați să fie Domnul. Ce bucurie va fi, auzi, să te întâlnești cu părinții, nu? Să te întâlnești cu tata, cu mama. Mi-e dor să mă întâlnesc cu Viorel Candreanu. Parcă îmi lipsește mie. Știu că înainte de pandemie a fost la noi și a predicat. Așa de îmbucurat. Mi-e dor să mă întâlnesc cu Moisică, Luca și de la Urăștie. Mi-e dor de sfinți. Mi-e dor de părinții spirituali. Vine Iisus? Păi să rămâi jos atunci, măi. Nu-i așa că e dezamăgire? Au dat uneori ăștia bilete în plus. Mai multe decât locuri. Că avioanele astea au număr limitat. Bă, câtă dezamăgire! Supărați cu rămas jos!
Gândiți-vă ce va fi. Zeci de ani să mergi, să cânti, să te duci, să faci, să dai îndemnuri și să rămâi jos? Să rămâi jos va fi o zi a dramelor. Duhule Sfinte, cercetează-ne, trezește-ne în seara asta și, Doamne, ajută-ne ca ceea ce ne lipsește, Doamne, să împlinim în vremea asta, să ne cercetăm ca să fim gata de zbor. Amin? Intrăm în rugăciune și Duhul Sfânt să înflecăreze adunarea, Duhul Sfânt să ne trezească, să pună pe fugă orice duh de nepăsare, orice duh de îndoială, amin? De frică, de necredință, de ură. Iisus Hristos este Domnul, glorie Lui! Intrăm în rugăciune și mulțumim Domnului. Doamne, te slăvim în seara asta.